Salutare și bine v-am regăsit la un nou clip cu Euro Truck Simulator 2. Astăzi avem un clip mai special pentru cei care sunteți pasionați de moduri în care motorul să sune într-un anume fel. Iar dacă o să-ți placă această serie în care să joc cu moduri, te rog să lași și tu acolo un like. De ce nu poți să-ți lași un coment în care să-mi spui cu ce moduri ai vrea să vezi pe viitor? De astfel nu o să uit și de seria cu Euro Truck în care am adevărat un profil de la zero. O să continuăm și această serie în funcție de like-urile și comenturile voastre. În episodul de astăzi o să avem un Volvo. Dacă te întrebi de unde am găsit acest Volvo, nicio problemă. Uită-te în descrierea acestui clip și o să ai acolo toate modurile pe care le folosesc. Ai direct link, doar te duci și le instalezi ca să le joci și tu. Dar hai să vedem cum sună acest Volvo, nu? Wow! Cât de bine sună, cât de mișto se aude! Mamă, mamă, mamă! În interior arată destul de bine, simplist, nu are multe chestii băgate în el. Nu-mi plac modurile alea care sunt prea întortocheate, prea multe chestii băgate în cabină, de nici nu mai vezi parbrizul. Aici are o chestie foarte faină care am optat-o din câteva în plus care le mai are acolo. Este o lampă ceva cu niște lănțișoare acolo, care schimbă culoarea. Cred că e cea mai șmecheră chestie de interior pe care am văzut-o până acum în versiunea 1.50. Și da, dacă am vorbit de versiune, da, acest mod funcționează pe 1.50. Deci un bord destul de frumos, destul de bine făcut. Aveam și un GPS în bord acolo, foarte fain făcut. S-aude atât de mișto, 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 mișto clas. Și cred că în episodul de astăzi o să las camionul să vorbească mai mult decât mine, pentru a vă bucura de o motorizare super faină. Știți că cei care sunteți pasionați de Volvo, cu siguranță o să vreți acest mod și o să vreți să vă jucați cu el. Pentru că sună foarte, foarte bine. Mie mi se pare că sună parcă ar fi un camion american. Un Peterbilt. Îmi place mult și turometru de acolo, din bord. Arată foarte bine. Se vede că e ceva mai modern. V-am spus și de plusuri. Hai să vă spun acum și câteva minusuri. E bine, la acest mod, după cum vedeți, texturile la cauciucuri nu sunt cele mai reușite, au niște umbre care nu sunt destul de realistice și nu sunt destul de bine texturate. Partea cu rezervoarele, neavând posibilitatea să le faci custom altfel decât așa, se pare destul de low. Dar una peste alta, modul sună bine, cel puțin partea de sunet. S-au și cauciucurile, pur și simplu în momentul când nu mai accelerezi, s-aude acel sunet destul de bine lucrat. Și am optat pentru o cutie cu 12 viteze plus retarder. Mamă, zici că e un tractor care și-a pierdut caii. Arată destul de bine din interior, la fel și de afară, exceptând acele texturi la cauciucuri care nu sunt de la locul lor. Trebuiau un pic mai bine lucrate acolo. Dar una peste alta, un mod, mod destul de bun. Destul de bine lucrat, cel puțin pe partea de sunet. Cât de tare se vede semnalizarea. Deci, în moment ce am pus semnal stânga, ne luminează și partea stângă a ecranului de la turometru, de la ceasuri. Ce mișto e făcută. Uite și pe partea dreaptă la fel. Super fain, ingenioasă treaba. Mamă, cum sună în tunel! O să încercăm să-l și alergăm un pic, să vedem cum stă la viteză. Atât cât avem posibilitatea aici pe autostradă. Și am prins 133, wow! Și cred că mai mergea încă, mai mergea destul de mult, doar că
Mi s-a terminat aici autostrada, trebuie să ieșim de pe autostradă. A luat o cursă scurtă și aleatoriu, doar să merg și să testez un pic această minunăție de Volvo. Iar pentru cei care sunteți pasionați de Volvo, cred că merită să încercați acest mod și să spuneți, vă dați și voi o părere acolo, dacă e bine făcut, ce v-a plăcut la el. Cu siguranță partea de sunet e ce trebuie. Pentru partea de grafică folosesc niște moduri de texturi pentru partea de drum, de asfalt și niște texturi ce ține de partea de vegetație de pe lângă drum. O să le aveți în descrierea acestui video și le puteți și voi de acolo folosi, le puteți utiliza. Sunt pentru 1.5.0 ca și versiune, dar acele moduri pe care le folosesc eu de pe Steam își fac automat update la următoarea versiune. Deci când va trece pe următoarea versiune oficial jocul, și acele moduri vor trece automat la versiune. Destul de fain făcut camionul, simulează un pic și partea de mișcare a cabinei. Totuși am o impresie că parcă oarecum sunt un pic prea jos în cabină. Parcă volanul e prea sus. Nu știu, văd volanul ca și cum s-ar sta în piept. Hai să încercăm să facem niște setări de volan. Și am putea să ajustăm un pic așa, să ducem imaginea mai jos. Și scaunul să lăsăm un pic mai jos. Și cred că da, ăsta cred că pare a fi poziția ideală din cabină. Acum, asta nu putem să o punem pe seama modului, că nu e ok. Partea de ajustare a scaunului, a vizibilității în oglinzi și așa mai departe, cred că alea ține de fiecare. Le putem face după bunul nostru plac. Una peste alta, modul e bine făcut pe partea de sunet. Arată bine. După cum am zis, nici camionul nu e atât de încărcat. După cum vedeți, nu are nici bare, nu are nici lămpi moarte multe pe el. E un mod cu un camion foarte simplu. Și mai mult ca sigur, creatorii l-au făcut, au optat doar pe partea de sunet. Unde aici trebuie să recunoaștem, sună al dracu de bine. Mamă, cât de bine sună motorul ăsta! Vreau să văd cât prinde. Am un motor de 630 pe el și aveți posibilitatea să utilizați 3 motoare. Asta e cel mai mare pe care l-am folosit. Și văd că deja suntem la 142, cred că am prins cel mai mult. Asta e puterea maximă pe care poate să o dea la un motor de 630. Eu zic că destul de bine. Sună într-un mare fel aici, dacă l-accelerez maxim. Mamă, cum a făcut aici când am frânat. Deci când frânez din la frânare din treaptă mare, mamă, cum sună. În ce fel sună? Deci unde puteam noi să testăm camionul ăsta și unde puteam să facem un test pentru un camion cu motorizare super faină, decât în Scandinavia direct. Niște peisaje super faine aici. Și cred că este DLC-ul care îmi place cel mai mult. Deci Scandinavia, de când a apărut, a fost DLC-ul care m-a uimit cu frumusețea lui. Mamă, cum se aude deja după ce trece de 120 de km la oră, practic ți se înfundă urechile. Așadar, dragi prieteni, cam ăsta a fost episodul cu Volvo. Dacă vă place motorizarea și vă place acest mod, nu uitați, în descrierea acestui clip aveți toate link-urile spre modurile pe care eu le folosesc în acest clip. Eu am fost Cristi Cagula, iar până data viitoare, când ne vom întâlni cu un nou episod din Euro Truck Simulator 2, eu vă salut, drumuri bune, pa, pa!